Satul Varnița, unde au fost deschise 4 secții de vot pentru cei din stânga Nistrului, a fost și astăzi scena îmbrâncelilor. De această dată a fost nevoie de scutieri pentru a-i da la o parte pe oamenii care blocau accesul mașinilor și autocarelor. La rândul lor, oamenii, printre care și câțiva veterani ai războiului de pe Nistru, îi acuză pe locuitorii din stânga Nistrului că ar fi plătiți pentru voturile lor. În fața secțiilor s-au format cozi, iar pentru TV8, cei care așteptau să intre să voteze, au negat orice formă de mituire. Mai multe persoane au fost lovite, acum oamenii legii încearcă cumva să-i rețină. Dați-vă într-o parte, vă rog frumos, dați-vă acolo. Putem vedea că toți au fost, să spun așa, înconjurați înăuntru, în mulțimea loc altercații. În spatele cordonului de polițiști a rămas blocat și deputatul PAS, Igor Grosu. Nu, Grosu, nu vă lasă să trece. Nu, eu înțeleg cine conduce echipa asta, să discut cu superiorul. Și așa complicat. Dă să trec pe partea și să alegi de urma mea. Da. Grupul de oameni a blocat și trecerea unui autocar ce voia să intre în satul Varnița. 2-3 ori mașinile vin de acolo. Băieți, dați-vă la o parte că voi întrerupeți. Noi nu cedăm! Noi nu cedăm! Bărbatul din imagine a blocat autocarul după ce a pus în spate un microbuz. A pus acest microbuz aici? Eu l-am pus. De ce? Înseamnă de prostiest. Care prostiest? Cum? 3 ani în urmă, busul ăsta a fost sus la pendier și a vrut să ne aliei cu tietul. De răspundere contravențională. Vă rog frumos de blocare cu traseu. Și voi vreți să mă pe. Iar pe cei care au vize de reședință în sat îi lăsau să tracă. Ioa, unde mergeți? Varnița, Varnița. Trăim la Varnița. Care-s din sat, dați-le voie. Я живу! Я живу на Варнице! Тебе показать, где я живу! Что нам платить? За что? Что за глупости такие? Читайте прописками! Иуды! Иуды! Все иуды! Вы все иуды! Иуды продали! Momentele au fost supravegheate de un număr mare de polițiști care aveau grijă ca votanții să nu fie împiedicați să ajungă la secțiile de vot. Ați verificat să nu fie mașinile să treacă de mai multe ori frontiera? În Comisia Electorală Centrală aceasta nu este o ingerință. Deci, adică dacă o mașină de 10 ori traversează azi frontiera cu oameni diferiți la bord, nu este o încălcare? Până la moment, da. Și un deputat rus se afla la fața locului, dar a fost luat la rost de protestatari. În timp ce protestatarii afirmau că mulți dintre cei care au venit din stânga Nistrului să voteze ar fi fost mituiți, alegătorii neagă acest fapt. Ce a fost, poate, nu știu. De data asta nu ați auzit să fie plătiți? De data asta oamenii speriați și de data au venit. Speriați de ce? De ce? Sunt diferiți, știți? Că... Dar ce v-au dat la vamă? Eu nu știu de ce, la toți dădeau și nouă ne-au dat. Dar ce, mănuși, mască? Ce v-au dat? Mănuși, mască ne-au dat. N-a dat drumul la mașina în care eu eram, nu au dat drumul la graniță. De ce n-au dat drumul? Ce au zis atunci? Pur și simplu au fost blocate drumurile. În una din cele 4 secții din satul Varnița a avut loc și un incident. Un bărbat a fost surprins de funcționarii electorali că își fotografiase buletinul de vot. De ce ați fotografiat buletinul dumneavoastră? Am fotografiat, eu greșeam. Păi cum? Observatorul a văzut clar că este fotografiat. De ce ați făcut asta? Ați fost rugat de cineva să o facă? Doamne ferești! Nu. Și în satul Ustia, un grup de persoane au ieșit în stradă ca să monitorizeze cum se prezintă la vot cetățenii din stânga Nistrului. Stau de dimineață la orele 7, ei nu 7, poate că până am votat la noi și am venit încoace. Stau să facem o dată lege în țara asta. În primele ore ale dimineții și în satul Cocieri, curtea s-a umplut de oameni.